Alertă printre apicultori, specialiștii avertizează că doar în județul Hunedoara peste 20% dintre familiile de albine sunt infestate cu un parazit care provoacă decesul albinelor. Pagubele provocate stupinelor sunt deja importante. Cei de la Asociația Județeană a Crescătorilor de Albine atrag atenția proprietarilor de albine să intervină imediat cu tratamentele necesare pentru distrugerea acestui acarian periculos. Vedeți varroa Jacobsoni pe o nimfă de albină. El se dezvoltă încă începând de pe larve. Și are forma asta rotundă, așa, și piciorușele laterale, ca un crab din ăsta, din mare, așa, doar de dimensiuni mai mici, cât un vâr de gămălie de ac. Cam asta e. Pentru cei care nu-l cunosc. Și, de obicei, în puietul de trântore se vede foarte bine, prin descăpăcire. Parazitul varroa jacobsoni este cel care a început să facă ravagii în stupinele apicultorilor din țară. Pentru că este minuscul, puțin au sesizat pericolul și apicultorii s-au trezit cu albinele moarte. O situație specifică anului ăsta, încă din primăvară, am avut o dezvoltare foarte bună a familiilor de albine, ceea ce a cauzat ca și dezvoltarea parazitului varroa jacobsoni să facă mai devreme ca de obicei. Astfel că ne-am trezit că în toamnă acum avem o infestație masivă cu varroa jacobsoni. Apicultorii, în general, unii au făcut tratamente, alții s-au trezit cam târziu, deja luna august-septembrie este chiar târziu pentru tratamente și la ora actuală sunt pierderi. Sunt pierderi la nivel de județ, cred că și la nivel de țară. Prognozăm așa că în jur de 20% din efective să cam duc și până în primăvară pierderile se pot amplifica. Mulți apicultori din județul Hunedoara și-au dat seama de-abia acum ce se întâmplă. Vin în magazinele de specialitate să-și cumpere tratamente și să ceară sfaturi. Varroa a infestat 3-4 stup, s-au dus, am și eu vreo 20-23. Deci nu așa grav, dar fac preventiv acum, adică preventiv, curativ. Da. Fac un tratament și de-am venit să iau o rachetă. Când ați depistat? În septembrie am început să le fac tratamentul și cam târziu, într-adevăr. În august n-am făcut, da. Da. Pentru ce îl dați? Pentru păduchi. Păduchi. Un parazit care se întâlnește la albine și poate duce la moartea familiei. Țineți eu mult la albinuțele dumneavoastră? Da, pentru că e benefic ce produc ele. Familiile de albine atacate sunt decimate sau intră slăbite în iarnă. Un motiv în plus pentru apicultor să ia măsuri și să aplice un tratament urgent. Parazitul este doar una dintre problemele cu care se confruntă în acest an apicultorii hunedoreni. Din cauza importurilor masive de miere slab calitativă și ieftină, crescătorii de albine rămân cu mierea pe stoc. E o conjunctură de mai multe elemente care a dus la această situație, din păcate. Dar și nu văd ieșirea, atâta timp cât se aduce miere din import, din Ucraina, din China, cantități foarte mari la prețuri de nimic și nu ne gândim că, de fapt, terminăm apicultorul din țara asta, ca și restul agriculturii. Păcat. Păcat că era un domeniu care mergea, s-a dezvoltat foarte tare în ultimii ani, dar acum este în regres. Din păcate, asta e o situație reală și nu noi găsim situația aici, adică soluții. Parlamentul ar trebui să găsească niște soluții pe termen lung, să gândească că, de fapt, terminăm o ramură. Mai multe ramure, că e vorba despre toată agricultura. Noi, din păcate, în apicultură avem și subvențiile cele mai mici. Ni s-a dat 5 euro pe familia de albine. Ce e asta la situația actuală? Subvenția ar fi trebuit să fie la kilogramul de miere. Am spus-o asta de ani de zile, a fost odată mai de mult. Contează foarte mult pentru apicultor să-i dai 10 bani, 20 de bani, cât îi dai. Dar ajută-l și încurajează să meargă înainte. În județul Hunedoara sunt circa 1000 de apicultori.